Generația inteligenței financiare. Află totul despre bani pe înțelesul tău și ca să poți explica mai bine și prietenilor. Mai ții minte lecțiile episoadelor precedente despre sensul banilor? În episodul ce urmează, Emily va afla de la unchiul ei bancher, Matei, cum cheltuim și economisim banii, aspecte foarte importante în educația financiară. Aflați că Emi a mai câștigat ceva bani pentru pușculița sa de la târgul de Paște organizat la școală, unde a vândut cărți poștale originale chiar de ea create. Unchiului Matei a pictat un tablou pentru sufragerie, astfel în pușculiță a mai intrat ceva, iar să-și ajute vecinii pentru Emi a devenit o adevărată plăcere din care primește și ceva remunerare. Emily, mă bucur mult să văd cum progresezi cu pictura și că această ocupație contribuie la creșterea economiilor tale. Dar te-ai gândit tu cum vei planifica cheltuielile tale? Unchiule, să știi că am întrebat-o și pe mama despre cum reușește ea să planifice în familie cheltuielile, în așa mod ca să acopere toate necesitățile. Ne-am înțeles, la sfârșitul acestei săptămâni, să discutăm în detaliu acest subiect, în așa fel ca să nu reușească și mie la fel de bine. Întrebarea mea este cum să le îmbin pe toate încât să-mi reușească mai multe lucruri. De exemplu, să am parte de mai multe accesorii de pictat, să savorez înghețată cu prietenii mei, să-mi cumpăr un dicționar nou, dar și să reușesc să adun ceva la final de lună. Pare destul de dificil. Ai dreptate. Și mie mi-a fost greu să înțeleg la vârsta ta, mai ales că așa detalii părinții nu prea mă ofereau. Odată m-am pomenit fără bani, cu câteva zile înainte de a primi bursa la colegiu. Bine că am putut apela atunci la un prieten după ajutor, dar acea situație a fost o lecție bună pentru mine. Atunci am înțeles că și tinerii trebuie să dețină informații despre planificarea cheltuielilor, prioritizarea acestora și cum să-ți gestioneze un buget. Buget? Ce e ăla un buget? Am auzit la televizor această noțiune. Bugetul familiei reprezintă proiecția în timp a veniturilor și cheltuielilor unei familii. Însă, această noțiune include și categoriile de cheltuieli, direcțiile pentru care prevezi o anumită sumă de bani. Poți opta pentru un buget săptămânal, zilnic, lunar sau anual. De exemplu, vei primi o sumă de bani într-o zi de luni și este decizia ta cum o cheltui, așa ca să-ți ajungă pentru toată săptămâna. Poți cheltui toți banii în primele zile sau îi economisești pe toți. Trebuie să fii conștientă că fiecare decizie are și o consecință. Ce zici dacă exersăm un pic? Dacă ai avea luni 20 de lei pentru o săptămână, cum îi vei cheltui? Păi, luni îmi voi lua un suc, deoarece la bufetul școlar doar luni se vinde suc de morcov. Marți aș vrea să cumpăr un fluturaș de badminton. Pentru miercuri, îmi planific să cumpăr un pix cu accesoriu. Cred că bugetul meu deja se va epuiza. Dar cum fac vineri? Este ziua de nașterea colegii mele, prietena mea cea mai bună, și mi-ar plăcea să fac un mic cadou cu această ocazie. Pare mi se nu am planificat bine cheltuielile pe această săptămână. Emily, acesta este un bun exercițiu care te va ajuta să-ți planifici cheltuielile în cel mai reușit mod și să înțelegi că uneori, pentru anumite procurări, trebuie să faci economii. Aceste economii pot fi de câteva zile, dar și de câteva luni. Bugetul înseamnă planificarea minuțioasă atât a banilor pe care îi obții, cât și a cheltuielilor pe care vrei să le faci. Ca să-ți reușească, cheltuielile se fac rațional. Deci, în această săptămână trebuie să renunț la una din plăcerile mele, să-i ofer prietenii mele un alt cadou sau să-i fac un cadou pregătit de mine? Emily, să știi că soluții sunt mult mai multe. Am rămas încântat de pictura pe care ai făcut-o pentru mine. Ce zici de un cadou similar pentru prietena ta, care cred că ar bucura-o la fel de mult? Da. Deci cheltuielile trebuie prioritizate și asta e destul de complicat, deoarece la unele mici plăceri trebuie să renunți. Cum de reușesc părinții oare? În orice situație, trebuie să cheltuim rațional. În familie, tipurile de cheltuieli sunt mai mult sau mai puțin aceleași, pentru necesități vitale, pentru serviciile curente folosite, etc. Însă, nu trebuie să lipsească din buget nici distracțiile sau cadourile.
Din toate acestea putem economisi câte puțin ca să adunăm pentru cheltuieli mai mari, cum ar fi o vacanță. Cheltuielile, odată planificate, vor fi atent monitorizate în așa fel ca să reușim să împărțim totul echilibrat și fără excese. Ungile, este cu adevărat complicat să planifici cheltuielile, dar cred că cea mai mare provocare este să economisești. Nu e cu greu îmi reușește să adun mănunți în pușculiță. Imediat apare ceva ce mi-aș dori și hop, rămân doar cu câțiva lei. Cum să economisesc mai cu spor? Încă n-am aflat. La orice vârstă am fi, trebuie să facem economii. Fiind copil, poți începe cu o pușculiță în care să aduni și asta este important, deoarece îți oferă experiență. Mai putem ține economiile pe conturi bancare, îi putem investi ca mai apoi să se mulțească sau putem să facem afaceri, care ulterior să ne aducă venituri stabile, din ce în ce mai mari. Însă, pentru toate acestea avem nevoie de cunoștințe, de experiență și de puterea de decizie pe care o dobândim cu anii. Ceea ce este important acum pentru tine, puterea de analiză, ca să decizi de ce ai cu adevărat nevoie și ce dorințe pot fi un pic amânate. Numai astfel vei reuși să faci economii. Da, voi ține cont de sfaturile tale, unghiule. Îți mulțumesc că mi-ai povestit despre tot ce înseamnă cheltuieli și cum facem economii. Este esențial să înțeleg asta pentru a ști cum îmi organizez pușculița. Iar acum mă apuc de pictat. Ideea cu tabloul pentru prietena mea mi-a plăcut foarte mult. Unghiule, nu obosesc să-ți repet că ești o comoară. Așteaptă noi episoade în cadrul campaniei de educație financiară Generația Inteligenței Financiare și află totul despre bani, cum îi gestionezi corect și cum să faci din ei un prieten pentru realizarea visurilor tale.